găsit tuturor! Astăzi facem cornulețe fragede din făină de migdal. Ingrediente necesare pentru aproximativ 20 de cornulețe. 200 de grame de făină de migdale albită sau măciniș de migdale integral. 2 linguri de iaurt mai consistent, de tipul celui grecesc. Eu am folosit vegan de cocos, dar puteți să folosiți inclusiv iaurt grecesc în cazul în care nu aveți intoleranță la lactoză sau nu sunteți vegani. Îndulcitor după preferință și după regimul alimentar. Diabeticii sau cei ce urmează un regim keto pot folosi un îndulcitor de tipul stevia sau xilitol sau orice altceva este permis în cadrul regimului lor. Umplutura, din nou, după preferință și după regimul alimentar, precum și arome după preferință. Și acum la treabă, deși aceste cornulețe, să știți că se fac mult mai ușor decât cornulețele clasice. Pentru că am pus 2 linguri generoase de iaurt de cocos împreună cu un îndulcitor lichid, aluatul a ieșit un pic mai umed, a fost nevoie ca să pot să întind foaia de un pic mai multă făină. În cazul în care folosiți un îndulcitor lichid, așa cum am făcut eu, puneți un pic mai puțin iaurt în așa fel încât să obțineți un aluat care nu este foarte moale și foarte lipicios. Altfel, v-am spus, o să aveți nevoie de un pic mai multă făină să puteți să întindeți. Împărțim aluatul în două și cu ajutorul a 2 foi de copt sau așa cum am făcut eu, cu o planșetă și o folie din aceasta de silicon, am întins aluatul și l-am porționat. Le luați și nu le puneți direct pe masă. Le țineți undeva un pic mai ascunse. Dacă le văd ceilalți prin casă, nu mai rămâne nimic. Să ne auzim cu bine și să-mi trăiți 100 de ani!